Chiar dacă echipa pe care o pregătește a început returul Ligii Naționale perfect, Petru Gherva nu s-a grăbit să sărbătorească cele două puncte câștigate. În ultima săptămână i-au fost mai mult în activități de comemorare a bunurilor prieteni și colegi. Nu cred că trebuie să fim exaltați, să fim prea entuziaști. Este o victorie importantă pentru noi, este o victorie, cred eu, meritată și sper că, așa cum a spus domnul Voica, este sincer când a spus asta, pentru că eu așa văd lucrurile. Dar să nu uităm că am obținut în față unei echipe puternic marcate de ceea ce s-a întâmplat. Deși a sperat până în ultimul minut la un rezultat pozitiv, antrenorul dinamoviștilor, Eliodor Voica, nu a putut la final decât să felicite adversarii pentru victorie. Doresc să felicit echipa din Suceava, care a fost net superioară la toate capitolele. Da, poate că pregătirea fizică precară în momentul de față ne-a făcut să pierdem meciul. Antrenorul dinamoviștilor a surprins la conferința de presă după ce a dat de înțeles că Leonard Bibirig nu ar mai fi dorit la Dinamo. Pentru noastră poate Bibirig e un zeu. Noastră aveți niște targeturi aici, dar la noi la Dinamo observați că pretențiile sunt cu totul și cu totul altele. La noi la Dinamo încercăm să schimbăm deja ritmul și pe lângă ritm automat și să predăm ștafeta, se încearcă un crochiu de echipă nouă, tânără, care să vină și să se raporteze și să alinieze la handbalul modern de acum. Bineînțeles, nu înseamnă că dacă sunt eu acolo, voi face eu asta. Nimeni nu e de nenorocit. Dar în principiu menționez că la Dinamo sunt totuși cu totul alte pretenții. Nu, asta nu înseamnă că Bibirig n-aș fi făcut față, exclus. Leonard Bibirig a părăsit Dinamo în iunie 2007 pentru a veni sub formă de împrumut la Suceava. După plecarea sa, câinii nu au mai contat în lupta pentru primele locuri, iar sezonul trecut s-au clasat pe locul 9.